Amural 7, o nouă ediție, când începem, care-i tema? Amural 7, da, 7 ani de educația publică, începe pe 27 august, se termină pe 29, deci 4 zile, ca de obicei. Și, practic, are mai puțin de 2 săptămâni. Sau când este interviu, că are cam mai puțin de 2 săptămâni. Tema ediției este poezia orașului. Poezia orașului. Este un oraș foarte frumos, așa. Brașovul inspiră pe toată lumea, inspiră artiști, inspiră pe cei care vin aici. Și avem și o comunitate de poeți foarte mare, avem o facultate de litere foarte prolifică, care produce scriitori și artiști și nu numai. Am văzut câteva nume de poeți, sunt tineri, sunt poeți care cumva sunt în zona asta așa comunitar, socială, care prin poezie încearcă să miște cumva într-o anume direcție și s-a și constituit cumva o mișcare de poezie la Brașov. Cred că Vlad Drăgoi iese acum, dar avem și din afara Brașovului, Teona Galgonciu, mai zici tu câțiva și la ce să ne așteptăm? La ce să ne așteptăm pe partea de poezie în cadrul festivalului? Da. Da. Era Andrei Doșa, parcă? De la noi, da. Da. Și nu mai știu nici eu, îmi scap acum. Și... Mai veritic. Da, nu e. Acum da. Nu e, ne numărăm chiar pe toți. În primul rând, în locuri tradiționale, scene de muzică, de la Turnul Negru, anul ăsta vom avea scena de poezie. Ok. De simbolic, poezia va avea mainstream. Mm-hmm. Scena este curatoriată de Robert Pelecăș, membru al echipei și prietenul nostru poet. Și nu numai. Și pe care îl cunoaștem de la Dr. Nicu, nu? De la seriile de poezie. Unul dintre liderii acestei mișcări de poezie de care ziceai. Noi la Brașov suntem cumva la a doua generație de poeți foarte prezenți în societate. I-am avut asociști și, mă rog, profesori de la litere, care au avut la rândul lor o mișcare și care au pus în picioare colectivul facultății de litere, care astăzi este, cred eu, cea mai bună facultate de la Universitatea Transilvania. Îi avem prin Brașov pe Andrei Toșa, pe Dumitru Panfarov, pe Vlad Drăgoi. Aducem pe... Am cumva ca o surpriză pe Cazimir, care este numele de poet al lui Cazi Ploaie, un artist din zona de muzică, de hip-hop, dar hip-hop-ul este poezie. Deci îl aducem pe Cazi Ploaie, care va recita, adică va avea un moment exclusiv de poezie. Aducem Cena Club, care sunt un colectiv creativ care creează videoclipuri pentru poezii. Cura Mare, care sunt și ei tot așa o prezență online de popularizarea poeziei. Adischiop, tot așa, un nume mare la Turnul Negru. O să mai uit artiști, dar o să îi punem pe acolo, toți. O să-i avem pe toți. Un proiect foarte interesant, aducem Poster X Poem, care este un proiect de colaborare între poeți români și ilustratori, care au făcut postere, au luat câte poezie, adică un poet român și au făcut, cei care ilustrator au făcut un poster, în care ilustrează și care și conțin un text de poezie, și care va fi expus la cinematograful Astra, unde sunt panourile alea de... La exterior? Da, în exterior, deci... Încet integrăm și cinematograful Astra în viața orașului și depunem pe hartă.
Și la unul de turnurile de sub timpa vom avea rest expoziție de postere cu poezii, la turnul Funarilor. Ce-ar mai fi? Avem o instalație dedicată lui Andrei Bodiu, care este o figură marcantă a poeziei brașovene, regretat cu Andrei Bodiu, și care va fi la Centrul Multicultural Transilvania. E o colaborare între noi și Centrul Multicultural. La rectorat. La parterul rectoratului. O instalație digitală care, mă rog, e dedicată memoriei Andrei Bodiu, fiind unul din cei care au dus pe umeri alături de Adrian Lăcătuș Facultatea de Litere până la... Da. Așa. Ce altceva mai vedem pe lângă poezie la Amural 7? Ce mai plănuiți? Aducem, în sfârșit, din un vis, aducem, poate, nu știu dacă e ok cel mai mare, că nu vrem să fim așa bombastici, dar aducem unul dintre cele mai iubite și apreciate studiouri de instalații din lume, Nonotac, studio, un cuplu japonez, francez, aducem cu o instalație în popular, detaliile sunt aproape gata, practic mai așteptăm ok-ul de la primărie să luăm, să intrăm în popular, pentru că încă nu e accesibil. Dar în afară de asta, ei vin mâine, în noaptea asta vin în Brașov și încep să lucreze de mâine. Îi veți putea vedea și joi seară, facem niște talk-uri în preambulul festivalului, miercuri și joi, avem două talk-uri pe care le găsim la agrement. Miercuri și joi, săptămâna următoare? Săptămâna următoare, da, 18 și 19 august. Săptămâna de dinaintea... Da, o săptămână înainte de festival. Deci, ok. La agrement, pe terasă, vom avea aceste două talk-uri cu Lazlo Vordoș, a fost de videomapping născut în Brașov și cu Nona și unde te așteptăm pe așteptăm... creativii din Brașov, pentru că e un moment foarte, foarte interesant de contact cu niște artiști global. Un fel de shared experience, E poate un eveniment mai larg în care și scena nouă este invitată la București, un festival simultan din Timișoara, la fel de zăiesc, care este două astfel de întâlniri. Și asta este partea noastră în acest eveniment, care se cheamă Where Art Go, care încearcă să dezbată un pic influența tehnologiei în altă. Asta este doar unul. Da. Să vorbesc așa despre toate lucrările. Practic vom ocupa toată zona de după zidul și toată zona de sub câmpa. Okay. Când zici toată zona de sub câmpa, la ce parte? Adică de la bastionul Țesătorilor începând până la bastionul Postăvarilor. Tot. Da, okay. Da. Aleea... Și partea mai jos dinspre ziduri? Aleea de-a lungul zidului. Okay. Da. Zona de-a lungul zidului. La fel ca aici, de-a lungul zidului. Festivalul nostru încearcă să contureze și să sublinieze ideea asta de parc cultural. Asta este obiectivul nostru pe termen lung. Să regăm un strat suplimentar acestor ziduri. Ele sunt foarte frumoase și ne-au rămas moștenire de la cei care au locuit înaintea noastră în Brașov și nu au viață. Și asta face Amural. Încearcă să transforme zidurile astea în oportunități de creație, în galerii, în spații de expunere, în ecrane de proiecție. Schimbăm ceea ce înseamnă zid, da? Înainte zidul era o piedică și acum zidul devine o oportunitate de creație. Devine o fereastră spre fereastră sau pânze în anumite situații pe care artiștii pot expune.
prietenie, lumini, atmosferă, kindness, vizual, turn, distracție, culoare, experiență, natură, culoare, mișcare, obscur, libertate. Facem câțiva pași acum, practic suntem în spațiu Parcului Cultural după ziduri, ceea ce ați propus voi, cred că sunt deja 2 ani de când ați propus. Spune-mi un pic mai mult de conceptul acesta de încercare de a activa, de a activa spațiu, acest spațiu și dincolo de festivalul Amural. Da. Practic, Parc Cultural de Păziduri e, de fapt, un proiect de reconversie a acestor spații medievale, turnuri și bastioane, care sunt ignorate, practic, sunt închise. Adică ele sunt obiective și cu ajutorul la mural au devenit obiective și mai cunoscute. Nu o spun cu nicio aroganță, ci pentru noi este o mare onoare să ne putem juca printre ele și să putem să vorbim despre ele, dar ele au redevenit cunoscute pentru un anumit tip de public, mai ales din alte orașe și mai ales foarte tineri, au devenit obiective și locuri de întâlnire și locuri speciale, da? Pentru că ai fost la un concert la Turnul Negru, ai văzut o expoziție la Turnul Alb, te-ai plimbat de mână cu cineva după ziduri, ai trecut pe sub bastionul Graft și ai văzut o instalație. Lucrurile astea devin personale, nu mai sunt pur și simplu locuri din Brașov, ci sunt locuri de care te leagă ceva. Și credem că asta ar trebui să fie abordarea în general pentru spațiile astea, pentru că se suprapune pe nevoie foarte mare a mediului cultural și creativ pentru spații, pentru locuri de manifestare, pentru zone în care să experimenteze, să se întâlnească cu publicul. Brașovul are foarte puține galerii, are foarte puține spații de evenimente, nu știu, de performance aproape că nu are. Sunt foarte multe arte unde lipsesc spațiile, lipsește infrastructura. În același timp, foarte mulți turiști, foarte mulți oameni vin să vadă turnurile, ajung până în fața porții, putem să mergem și noi să vedem, ele sunt închise, sunt închise de foarte mulți ani. Când începusem Amuralul, erau închise deja de, nu știu, 5 ani, ceva de genul ăsta, și în continuare, aproape exclusiv, sunt singurii care le deschid. În primul rând, pentru că este foarte greu, birocratic, și în al doilea rând, pentru că este greu pur și simplu să faci lucruri în ele, să ai curent, să le amenajezi astfel încât să devină cât de cât potrivită pentru artă. Fiindcă ai vorbit de spații închise, suntem și într-un caz fericit acum, în piața Brașai, care poartă numele și ca propunere din partea voastră, inițiată. Suntem într-un spațiu care e deschis de aproximativ jumătate de an sau chiar un an, poate, dar în forma aceasta, să zicem de anul acesta,
e deschisă publicului și iată un nou spațiu inclusiv pentru, pentru a găzdui act cultural. Da, da, da. E un exemplu de reușită, cumva. E un exemplu bun. În Amural aici vom avea o prezență semnificativă. Peretele pe care acum îl surprinzi va avea un mural, pentru că uite-te știi cum arată, da. Și e practic una dintre laturile pieței, da. Și e păcat să fie așa. Apoi pe peretele astea vom avea o expoziție, Alex Baciu, practic, a lucrarea aia. Aici vom avea expoziție a brașoveanului Horatiu Șovoianu, expoziție de foto, el este un fotograf brașovean, mă rog, lucrează și în Elveția, lucrează și în București și expune aici câteva fotografii. Și în piață, propriu zis, vom avea o instalație a unui artist din Sibiu, am uitat acum cum îl cheamă, dar verific și Radu Ina, da, Radu Ina, care a fost la Mural cu instalație și, desigur, o proiecție pe tur, pentru că face parte din misiunea noastră să proiectăm și să integrăm aceste turnuri. Noi zicem turnul fotografilor, pentru că aici este piața Brașai, vrem foarte mult să care Brașai a fost un fotograf al Brașovului. Să ajutăm exact pe Brașai, vrem să descopere aceste personalitate de Brașai, fotograf născut la Brașov și mult, practic, alături de Hans Matistovici, practic cel mai mare artist vizual născut la Brașov. Da, și atunci îi spunem turnul fotografilor și mi-ar plăcea foarte mult să avem în acest turn o galerie de artă fotografică, un spațiu dedicat fotografiei și fotografilor, unde ei să vină, să se întâlnească. Toate astea îți propune, știu că am primit critici, mai ales de la colegi din mediul cultural, că vrem atât de multe și că preluăm și că suntem așa peste tot și că ne asumăm foarte multe lucruri. Da, cred că facem asta. Suntem foarte prezenți și suntem foarte ambițioși. Pentru că vorbim aici de un patrimoniu care este complet ignorat și care trebuie activat. Și atât timp cât tu ai un colectiv de oameni care au idei, care au resurse, care studiază să facă asta... Sau care pot mobiliza resurse. Care propune o strategie, cred că cu toții ar trebui să ne evaluăm forțele. În turn al fotografilor, de exemplu, nu este un beneficiu al exclusiv al asociației noastre, ci este un beneficiu al brașovenilor, al fotografilor, al turiștilor și, în general, al orașului. Credem foarte mult în ideea asta de bresle creative și încercăm să facem ce... Cam ce făcea un Nefru Medii, da? Cu fiecare tun și bastioane administrat de o breaslă. Credem că asta e soluția, pentru că aceste turnuri să nu mai fie vandalizate, ignorate. Ele se distrug în timp și în momentul ăsta multe dintre ele sunt vandalizate. Dacă ar fi preluate de un grup, de organizație, de o breaslă, am putea avea turnul IT-iștilor, turnul fotografilor, cum ziceam. Da, bastionul bikerilor, dacă vreți. Orice organizație are un plan, are o idee și poate să-l pună în circuitul turistic și cultural și să-l și conserve în felul ăsta, să-l și transformă. Aici suntem... Deci un spațiu care de fel găzduiește în timpul Amural, da. Diferite... cum să le zic, proiecții, da, proiecții, instalații. Da. Practic tot traseul ăsta de după ziduri va avea instalații, instalații de lumină. Da, ne e greu să le număr pe toate, dar vor fi, mă rog, se transformă spațiul ăsta. Amural, de când a început până în prezent, cu pauză de anul trecut, nu? N-am făcut pauză. N-a fost pauză. Ah, nu, n-a fost. N-a fost pauză, da. Da.
Dar Amural, de când a început până în prezent, e cel care a adus în Brașov și a pus pe harta Brașovului New Media. Da. Și îmbinarea aceasta între artă și tehnologie. Uh-huh. Și reușiți, inclusiv, practic avem și un element adițional de anul ăsta, Brașov Underground Museum, care e parte din concept și din parcul cultural după ziduri. Da. Și practic aceste sunt extensii care efectiv conturează acest parc cultural și așează cumva și moștenirea aceasta de patrimoniu istoric construit, așează cu cultura și cu tehnologia. Da. Și e un mod de a le pune în valoare. Da. Așa văd, voi cumva activați niște spații folosind arta și tehnologia, spații care altfel, în mod tradițional, sunt cumva mai degrabă lăsate în paragină decât folosite. Da, da, da. E lumea, practic, e felul de exprimare contemporan. Artiștii pur și simplu folosesc ceea ce le oferă tehnologia în prezent. Nu e mai... nu e mai inaccesibilă decât un tablou sau decât o piesă muzicală. Lumea e un termen care, mă rog, încă nu are adaptare în limba română, dar e arta care folosește tehnologia, arta mai domeniu. Practic. Da, și practic, despre bun, că ziceai de Brașov Underground Museum, e un pilot, un proiect, un exemplu de ce se poate face într-unul din spațiile astea. E nevoie de astfel de exemple ca oamenii să înțeleagă ce se poate face, de ce am vrea așa ceva, care sunt urmările. Și este un exemplu foarte bun. Este un exemplu foarte reușit. Nu o spun eu, o spune numărul mare de vizitatori, o spune curiozitatea oamenilor, prezența în media. E efectiv un proiect foarte reușit și încă nu s-a încheiat. Genul ăsta de proiecte dau sens unui spațiu. Și vorbim de niște găuri în pământ, adică efectiv niște găuri în pământ care înainte să fie tratate în felul acesta erau groapă de gunoi și, mă rog, erau practic un loc insalubru și periculos. Cu mare parte din zona asta era când am început noi Amural. N-aveam iluminat, stau coșul de gunoi, canalul Graft, necurățat. Skate-ul, da, era necurățat, iar o mare realizare pentru noi. Dar după secole în care a fost canalizare, râul ăsta să nu mai miroase. Este... nu-ți dai seama cât de mult înseamnă pentru noi, mai ales că petrecem aici în fiecare an aproape o lună. E... să nu mai miroase și s-a transformat, adică e mult mai... sigur, și în mod natural, oamenii sunt curioși și au devenit tot mai plimbăreți și acum, cu pandemia, își descoperă propriul oraș. Dar ne bucurăm să participăm și noi la asta. Pe de altă parte, pare să fie dinspre mediul cultural, dinspre comunitatea culturală a Brașovului, sau nu neapărat, nu doar a Brașovului, care atrage atenția asupra unor locuri și care reușește să ne responsabilizeze într-un fel și pe noi, dar și autoritățile care au, să zicem că n-au dat atenție foarte, foarte mult timp. Și așa cum ziceai tu, cu un iluminat public, o curățenie, o igienizare, și suntem, practic, arta ca un motor în comunitate, de a așeza comunitatea într-un fel plăcut, agreabil și în același timp are și dimensiunea educativă. Are o dimensiune educativă, are o dimensiune psihologică, pentru că întâlnirea cu creația, cu
Arta te face să reflectezi, te face să spui întrebări, îți pune niște întrebări pe care singur poate nu le generezi. Sunt foarte multe beneficii în a aduce arta mai aproape de oameni pentru societatea noastră și n-aș spune doar artă pentru că nu e inclusiv. Aș spune cultură contemporană, care conține și entertainment și artă de galerie, conține și arta urbană și toate formele astea de expresie creativă. Am un turn negru. Da. Cuze. Da. Inclusiv da, cultura culinară face parte de cultura contemporană. Deci toate formele astea sunt forme de existență, de viață, de a fi viu. Și noi vrem să înviem aceste locuri. Practic, ele ne-au inspirat pe măsură ce am crescut ca brașoveni, da? Sau ne-am mutat aici pentru că Brașov ăsta te inspiră, e super frumos. Ni l-au lăsat oamenii ăștia, sași unguri români din trecut, ni l-au lăsat țiplă, între munți, e minunat. E foarte important să venim cu un layer al nostru. Dacă layerul nostru este exclusiv din blocuri, din certuri, din... Asta va rămâne în urma noastră. Dacă layerul nostru este creativitate, ingeniozitate, start-up-uri, economie, habar n-am, atunci asta rămâne. Și nu e suficient să zici, să mândru că sunt brașovean, că m-am născut aici. Avem noi brașovenii chestia asta, să fim mândri că suntem Brașov, de parcă avem un merit pentru că suntem brașoveni. Pentru poziționarea Brașovului. Exact. E, da. Faptul că ne-am născut aici este... exclusiv soartă, exclusiv... N-a fost șansă. Alegerea noastră. Exact. Cu siguranță. Nu ne putem mândri cu asta. Putem fi onorați de faptul că avem ocazia să stăm lângă zidurile astea și din alta istorie și să vedem ce facem cu ele. Cum le ducem mai departe? Cum le onorăm? Cum le tratăm? Într-un mod... Și cum putem contribui pentru oraș. Și care sunt turnurile noastre? Presă, în cultură, în care sunt edificiile noastre. Da. Asta e mare întrebare pe care o pune amural orașului. Suntem, pentru că suntem la Turnul Negru, mai facem o scurtă reamintire. Aici va fi scena poeziei, scena principală a poeziei. Și aici invităm pe toți, indiferent că... No, hai să ne referim la locuitori și la oameni care sunt în vizită în Brașov. Să vină, pot veni 4 zile la rând, 26-29 august. Evenimentele, în special, sunt cam în a doua parte a zilei, nu? Sau dacă... Da, lucrăm foarte intens pentru a avea turnurile deschise în timpul zilei. Deci, practic, în real funcționează, va avea două instanțe, una de zi, în care intri în fiecare turn și bastion din circuit și te bucuri de expoziții, instalații, ce pregătim în fiecare turn. Și seara ele se închid și devin ecrane pentru proiecții și în jurul lor sunt concerte, lecturi și așa mai departe. Atunci aici vom avea un colectiv internațional, X-Art, se cheamă ei, în Turnul Negru. Care va avea o expoziție de artă New Media. Uite ce fain e scanorul ăla pe bazinul, pe dealul mergii. Și uite, de aici ne putem uita mai mult din circuit. Da, vedem Turnul Artelor, lângă agrement. Da, la Turnul Artelor am avea un cinematograf animest, în fiecare seară scurt metraje de animație. Anime este cel mai mare festival de animație de la noi, din Europa de Est. Este foarte... Așa, și vin în cadrul mural? Okay. Mural. În Turnul Artelor, în timpul zilei, este o expoziție, este proiectul colaboratorii susținut de Institutul Goethe din București, unde artiști germani și artiști români și din Moldova colaborează pentru
cum face, practic o rezidență digitală și lucrările lor sunt prezentate în turnul artelor. Seara, bineînțeles, proiecție. Lângă este atrementul, acolo va fi scena de muzică cea mai mare. Vom avea poeți. După cum vezi, oamenii sunt dezamăgiți că e închis, dar... Da. Să știți că este închis întotdeauna, este închis de 10 ani. Și atunci și mai scrie că e închis. Da. Să rămasă informații neactualizate. Da. De 10 ani de zile? Da, da, da. Da. Lângă este agrementul. La agrement vom avea scena principală. Am ales muzicieni care sunt cumva poeți sau muzicieni care au ceva de spus în cuvinte. Vorba de Adam Ilea, care pune pe muzică numeroase poezii și se joacă. Poezia îl avem pe Norzeatic sau Vexatu Vex, un mare poet urban, zicem, probabil cel mai mare poet din zona de hip-hop. Corina Sârchi și Tarafu Jean Americanu pentru a duce o poezie din zona asta de taraf, de mahala, de minoritate, da. De Balcan, dacă da, da. Și Moonlight Breakfast, care sunt cu o poezie mult mai vizuală, în engleză, da, ei sunt muzicieni care au depășit granițele țării și... De altfel, Brașovul este o comunitate multiculturală și așa a fost de-a lungul timpului. Da, da, da. Și continuăm călătoria de la Turnul Funarilor, unde vom avea restul expoziției poster expune și seara va fi un ecran. După urmează un tur pe care nu-l vedem acum, e în dreptul Bisericii Negre, Turnul Vânătorilor. Vânătorilor, da. E cum urci de pe suișul castelului pe dreapta. Da, 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 da. Vom avea o instalație de David Liftinger, care e și un boom expus la acea poezia. Foarte bun artist, e numai de instalație de lumină. Lângă vom avea încă o scenuță de muzică, care se animeze zona aia. Instalații pe tot trotuarul ăla până la bastionul Postăvarilor, da, continuă proiecțiile, instalațiile. Foarte interesant, în turnul Lemnarilor vine Megan Dominescu, care este o puștaică care croșetează, deci mediul ei de exprimare este țesătura, să zicem, da, da, într-un fel. Da. Exact, exact. Țese și croșetează și practic astea sunt lucrările ei. E ceva foarte, foarte interesant. Abia așteptam. Bastionul Postăvarilor nu îl deschidem, dar va avea proiecție pe el. Și toată zona, cum spun, deci, va fi și aici, va fi... va avea instalații. Va fi augmentată cu diferite instalații și lucrări de cultură sau de lumină. Nu mai pot să-ți povestesc și despre natura asta. Pe Colegiul Șaguna vom avea proiecție pe fațadă vineri și sâmbătă. Proiecție realizată de Senpai Staff, un artist din Orheu Secuiesc și foarte, foarte, foarte bun artist. Deja expune și la bun și da, ieși din granițele țării. E o instalație în fața la partea Ecaterina Ivanțe cu laser. Chiar pe poarta Ecaterinei? Nu, nu, în față. E o premieră pentru prezența laserului ca mediu. Mă rog, am mai avut așa mici experimente. Oricum, tot festivalul e experiment. Da. Pare să fie puntea dintre cele două laturi ale cetății Brașovului, cu ziduri și alea exact, de sub tâmpană. Exact. Și pe latura dinspre parc, reușim și acolo să avem o mică prezență. Ducem un muzeu VR la Muzeul de Artă și suntem în discuții cu ei, și discuții foarte bune cu Muzeul de Artă, să
creăm practic aripa de VR a muzeului, deci să avem o colecție de artă în realitate virtuală pe care oamenii să experimenteze când se duc la muzeul de artă. Și vom avea un headset, o cască de VR în timpul amural, urmând ca acest lucru să devină o instalație permanentă în muzeul de artă, de care noi să ne ocupăm, să... E o donație, o colecție privată care este și în Kiev, este și în Beijing, expus, adică sunt instalațiile astea, sunt mai multe locuri în lume și ne bucurăm, suntem foarte încântați că am ajuns la mural și în felul ăsta la Brașov. Sigur, centru multicultural care e pe latura mea și unde avem o foarte importantă expoziție a lui Ovidiu Hrin. Ovidiu Hrin e un designer din Timișoara și el lucrează foarte mult cu caligrafie, cu literă, e un designer de tipografie și merge foarte bine cu conceptul ediției de Garzia orașului, acest poet vizual, practic, Ovidiu Hrin. Este un Răzvan Pătraș cu al Timișoarei, dacă vreau. Am înțeles, da. De aici mai e și brațul către Turnul Alb, unde de obicei mai aveați și instalații așa, inclusiv pe drumul dintre turnuri. Da, nu vom activa Turnul Alb, nu acesta. Okay. E dificil, este spart, este vandalizat. Am înțeles, într-o stare mai... Da. Și dacă am ales să mergem sub timp, atunci am zis să rămânem cumva în capacitățile de organizare. Da. Oricum e o creștere importantă și o să ne solicităm cu echipa. Dar e o creștere datorată creșterii finanțării. Asta este adevărul. Faptul că suntem unul dintre proiectele care a câștigat bugetul mărit de la primăria Brașov de 50.000 de euro. Vă permite să creșteți un pic. Exact, ne permite să creștem, să creștem calitatea lucrărilor. Un proiect gen Nonotac, care e studioul pe care aducea la Popular, are nevoie de 15.000 de euro pentru producție a unei singure lucrări. În general, ca să vorbim puțin și de cifre, o instalație de light art la un festival internațional începe de la 20.000 de euro. Deci cam asta este zona. Pentru a aduce o lucrare de la un alt festival de lumini sau o lucrare care face turul festivalului. Practic e nevoie și de sprijin financiar și de sprijin pe partea de implicare oameni voluntari în anumite părți unde aveți voi nevoie și îi inviți pe oameni, adică nu-i târziu să vină, să dea o mână de ajutor? Îi așteptăm pentru că avem și un col de voluntari deschis. Voluntari nu înseamnă doar liceeni sau puștani care se alătură echipei fără experiență. Avem nevoie de voluntari de toate vârstele, pe toate categoriile de treabă, de la tehnicieni până la... Și doar voluntari, noi plătim foarte mulți profesioniști, adică implicăm foarte mulți profesioniști. Eu fac o paranteză aici, o să fie, ca de obicei, zona de ambiental, cum spunem noi, zona de chill-out, muzică, bar pe care îl amenajăm. Și ceva instalații de pe lumină. Exact. Și un loc de șezătoare. Da. Locul de socializare. Exact. Să te oprești un pic din traseu, pentru că festivalul e un mare traseu. Da. Și te solicită un pic, mai ales acum că se extinde de jur împrejur, ca anul trecut. Adică între o scenă și, nu știu, un performance la un turn,
se poate veni aici la un moment de popas, sigur. Exact. Și apoi să îți tragi sufletul și mai mergi la următoarele. La popular mai e un astfel de loc de repaus și subtempa. La tot în vânătorii, la tot așa, creăm un loc cu muzică, cu... ai un bar. E... închid paranteza, nu mai știu unde eram. Eram cu apelul către voluntari, da, către oameni care cum să ajute. Sigur, și să știe că o pot face. Exact, și, o, pot și face, acum. O pot face tot timpul anului. E nevoie cumva, suntem o organizație acum destul de cunoscută și de multe ori oamenii când se mută în Brașov, mai ales și din zona asta de industrie creative, nu știu, de la arhitectură, la designer, la artiști, la muzici, vin la Visual să ne cunoască, da, să, da, da, să află ce se întâmplă în Brașov. Cumva se întâmplă, da, și natural, dar întotdeauna e porțile noastre deschise pentru cei care, nu știu, sunt curioși de zona asta, vor să încerce să trăiască, practic, din creație. Pentru cine nu a încercat sau nu a fost implicat în organizarea unui eveniment sau unui festival, spune-mi un pic că, dincolo de cele 4 zile, e o muncă imensă timp de un an, de la o ediție la cealaltă, și o muncă lună de lună ca să poți să pui pe picioare un festival de 4 zile. Da. Noi, practic, lucrăm 10 luni de zile. Ne luăm după amoral 2 luni de pauză. Deși o lună, de fapt, strângem tot. Strângem și, da, ne regrupăm. Și o lună luăm pauză. Unele lucruri au nevoie de planificare de mai mult de un an. Instalațiile mari și artiștii mari au nevoie de 2 ani de avans, pentru că trebuie să își facă loc în calendar și să-și programeze sub prezența la... Să fie disponibil, practic. Exact. Deci unele lucruri trebuie prevăzute. Și e foarte greu să faci asta și trebuie să ai foarte mult curaj, trebuie să ai experiență, pentru că finanțarea, de exemplu, finanțările din Brașov s-au confirmat în iulie. Da. Iulie-august, chiar aproape, da, unele. Parcă la final de iulie știam despre ambele finanțări, deci la Consiliul Județean și la primărie. Noi suntem, cum zic, recunoscători, sunt resurse publice, și le folosim foarte judicios, așa, și foarte atent și investim tot ce avem în artiști, practic. Artiștii și infrastructurile de care iau nevoie sunt principalele noastre preocupări și acolo se duc toți banii, toate grijile. Nu rămân, noi nu ne-am îmbogățit, nu ne-am cumpărat mașini, case. În schimb, festivalul, transparent, festivalul e o gură de oxigen, din punctul ăsta de vedere, pentru artiști, acolo unde reușești să bugetezi și să poți să plătești munca artistului, sau numai artistului, nu, oricui care contribuie. Practic, poate să fie, sau mă rog, festivalurile sunt de altfel chiar un motor, chiar dacă mai micuț la noi în Brașov, dar sunt un motor pentru și economic pentru comunitatea dedicată. Da, sunt un motor și pentru artiști și pentru, da, tehnicieni și personal auxiliar, care sunt și ei foarte mulți. Sunt un motor și pentru cei care oferă servicii în zona asta de turism, cazare, mâncare. Practic, spun drept că mare parte din promovarea Brașov Underground Museum o fac pensiuni și hoteluri din Brașov din propria inițiativă, pentru că a
au văzut că este un proiect interesant, au văzut că e ceva atractiv și Brașov are nevoie de content, de conținut. Da, da, da. El este o formă frumoasă, dar îi lipsește fondul de multe ori. Da. Avem un loc minunat, e cel mai frumos loc din lume, dar esența, ne lipsește substanța, trebuie să lucrăm la partea asta. Și... da, suntem într-adevăr un motor care tocmai pe... Și cum ai zis tu, cei care oferă servicii în zona turistică, efectiv au un produs, l-aș numi, dar deși nu e produs, boom-ul, pe da. Care ei exact. L-au luat și l-au pus în pachetul lor exact. De ofertă. Exact, exact. E atât de simplu. Da. Noi, pentru Amural, cumpărăm sute de locuri de cazare, deci vorbim de mii de euro pe care îi cheltuim noi înapoi în oraș, doar pentru cazare. La fel pentru mâncare, adică finanțările astea publice se întorc în oraș, se întorc la comunitățile de artiști, care sunt nu doar din oraș, într-adevăr, dar sunt, se întorc în mediul cultural, practic de asta și la finanțare. No. Deci cumva e un circuit pe care trebuie să aibă sens și economic. Da. E foarte greu. Ok, noi nu suntem un festival exclusiv independent, pentru că luăm finanțări publice. Nu suntem un eveniment exclusiv privat. Dar suntem totuși un ONG privat. Privat, da. Da. Dar oricum conceptul și contentul festivalului e al vostru, da. Sunt deciziile exact, voastre. Exact, da. Exact, exact. Suntem curatori, suntem creatori, suntem producători, da. Dar genul ăsta de festival, să știi că se întâlnește foarte rar sub forma asta, realizat din zona de societate civilă sau din zona privată. De obicei, pentru că este, tocmai când este atât de scump, e făcut de primărie, de instituția, de administrația locală. Și de asta este foarte greu de făcut. De asta, în continuare, după 7 ani, este foarte greu de făcut. Și cred că se închide un ciclu în momentul ăsta, în acești 7 ani, în care noi trebuie să regândim modelul festivalului, modelul economic al festivalului, și ar putea să îl regândim, să îl reconstruim. Habar n-am. E un moment de reflexie important pentru noi și anul ăsta de pandemie și anul de după, cumva, ne obligă să regândim totul la toate nivelurile. Așa că, ce zic, te invit pe tine și pe ascultători să ne gândim împreună ce urmează pentru Amural. Mai ales că acum voi l-ați pus cumva pe agenda evenimentelor internaționale, cel puțin așa consider eu, așa îl văd eu. Și asta aduce iarăși un câștig și pentru Brașov, că plasează Brașovul pe o agendă culturală internațională a evenimentelor de bifat. Adică dacă vrei să ajungi în Brașov, parcă mi-aș face vacanța că vreau să mă duc să prind ceva și din Amural, chiar dacă e o zi, două, nu neapărat toate 4. Și atunci cumva voi practic dați ceva comunității, în același timp mi se pare onest ca și comunitatea să întindă o mână sau mai multe, de preferat, să ajute festivalul să meargă în continuare, să meargă și să crească, nu știu, da. Dacă vreți să crească. Da, exact. Deci asta e important. Dacă vrem să crească, poate trebuie să devină mai mic și mai, exclusivist, sau poate trebuie să crească. E o dezbatere pe care trebuie să facem. Da, într-adevăr, sunt foarte fericit să văd că cel puțin în zona asta a cunoscătorilor, a
zona de instalații și de astfel, zona proiecțiilor, a muralii pe harta lor și România e pe harta lor și nu e... Nu mai e nevoie de explicații cum exact, zici exact, festivalul exact. Mural. Exact, exact. E... Oamenii ne-au descoperit și vorbesc și vor să vină dacă au venit odată. E un tip de energie pe care îl avem și care iese din organizarea asta foarte independentă așa și făcută. Noi, mare parte din crew-ul nostru sunt tot artiști sau sunt, lucrează tot în zona asta, în industriilor creative. Și asta se simte pentru că suntem atenți cu artiști, suntem atenți la experiența artistică și la experiența la întâlnirea cu arta. E, se simte asta, dar nu avem, nu știu, infrastructură clasică de festival, scene din aluminiu trus și boxe și oameni care ascultă muzică. Noi tocmai asta challenge-ing, tocmai asta spunem că, sau nu știu, tocmai asta schimbăm. Nu suntem un festival de muzică, nu suntem un festival unde ești doar spectator, trebuie să umbli, să intri în turnuri, să fii curios, să spui întrebări. Aducem niște artiști din zona de arte vizuale, noi de 7 ani aducem artiști care înainte nu existau pentru tot ce înseamnă festival. Festivalul era practic concert, era o serie de concerte și asta era tot. Cu scenă principală. Acum, exact. Acum festivalul nu mai este asta. Orice festival care se respectă trebuie să aibă instalații, trebuie să aibă o experiență mai complexă. Nu mai poți să vii doar cu niște concerte. Trebuie să ai o întreagă infrastructură de entertainment, practic. Și o paletă largă, de la lucruri foarte accesibile până la festivalul de artă. Noi ne plasăm undeva spre la mijloc. E un festival de artă, dar trebuie să fie accesibil, trebuie să înțeleagă și bunica, poate posibil și nepotul. E pentru toată lumea. Da. E pentru toată lumea și are nivelul de înțelegere diferit. Adică, ok, nu prinzi tot, poate, dar găsești ceva și pentru tine. Aici vom avea pe peretele ăsta, acest amfiteatru natural, vom avea cinematograful animesc. Abia aștept să... Și direct pe perete, pe repezii, da. Facem ecrane. Cu alte cuvinte, nici nu aveți intervenții, să le zicem, potențial destructiv asupra pereților. Na, dacă faci proiecția nu se afectează cu nimic. Da. Da, e... Cel mai important, cea mai grea luptă și cea mai importantă de care aduce este că forța are accesul în spațiul ăsta. Aiele sunt... au fost într-o vreme, erau în proprietatea primăriei și administrarea Consiliului Județean. Ceva, o chestie din asta da. Fantastică, pe care doar birocrația o poate inventa. Și noi trebuie să obținem acorduri și de la primărie și de la Consiliul Județean, care de multe ori erau în conflict sau nu colaborau, și să convingem pe fiecare în parte să ne dea acces, să ne dea cele necesare, habar la curent. Sunt așa foarte simplu, dar de fapt e foarte greu. E partea cea mai grea. De fapt, să convingi un funcționar care nu a mai făcut un lucru, să facă un lucru, să deschidă, să dea acces, să schimbe o procedură, să facă ceva nou, este cel mai greu lucru pe care îl facem noi. Este... Ne ia luni de zile, ne ia foarte multă muncă de convingere și fără portofoliu și istoricul nostru nu am reușit să facem. Am
început foarte încet, acum suntem deja la nivel de oraș, am avut de festival la nivel de oraș și în continuare este foarte greu. Și noi trebuie să ducem munca asta de pionierat, care ne mănâncă nervii și resursele, pentru ca în spatele nostru să fie mult mai ușor viitoarelor generații de artiști, de organizatori, să intre, să facă lucruri în spațiile astea. Și să le fie mai ușor. Exact. Să le fie mai ușor. Lupta asta nu facem pentru noi. Poate nu o să mai fim. La cât de greu se întâmplă lucrurile de acel și la cât de grea administrația, poate e timpul să facem o pauză. Dar știm că am spart niște locuri, niște bariere, niște limitări mentale și acum oamenii sunt curioși și intră în locuri. Și aici nu mai avem. Aici nu, uite, chiar nu. Pe terasa care se vede acolo și unde se vede frumos Brașovul, vom avea la discuții dacă se vede anumitare cu la Zoborul și cu Nonotac. Și o să fie deschis și o să stăm acolo să povestim despre munca lor. Undeva la 7, la ora 7. Iar aici vom avea scena principală de mult. Sau cu test PCR sau, nu? Da, sau doar vaccin. Da, trebuie să vedem care sunt. Care sunt condițiile impuse, impuse de autorități. Dar e aer liber, e frumos, e foarte fain aici. De obicei, noi avem totul cu proiecte, dar de data asta, Brașovul e cea mai frumoasă proiecte. Faptul că în spatele scenei de avea orașul este ceva, este un set aminat. Da, și cum se stea în locul ăsta închis atâția mari de ani? Cum? Cum e posibil? Să nu ne gândim? Și, da, trebuie să facem noi asta. Trebuie să venim, să forțăm un pic. Da. Că tot vorbeai de furtul ăsta și de spartul barierelor, de unde atâta energie pe voi și de unde atâta determinare să mergeți? Adică n-ați avut la un moment dat sentimentul la naiba, nu mai pot, mă opresc aici, nu mai suport pe oamenii ăștia. Îți ia două luni ca să obții, nu știu, un document banal care ar putea fi obținut în 24 de ore. Ba da, am avut toată organizația noastră căderea asta anul ăsta când ne-au închis grădina din vis. El a fost pentru noi un șoc foarte mare. Vecin influent a avut puterea să, în 3 săptămâni, să închidă grădina, efectiv. Adică, oricât am luptat, oricât am încercat să discutăm, să afectiv o armată de instituții, avocați, ne-au asaltat și în 3 săptămâni grădina aia. Avocatul poporului, adică, lucrurile ajung la nivelul ăsta, te deprimi foarte tare, te deprimi, îți dai seama. E acolo o muncă de 3 ani de zile, la vizual, partea asta de bar, de terasă, e super importantă, pentru că ai nevoie să monetizezi cultura. Nu reușește să încaseze, nu reușește. Trebuie să faci producții foarte mari ca să poți să iei bilet. Și asta nu le dă nicio șansă artiștilor locali, artiștilor mici. Atunci tu ai nevoie să finanțezi momente sau, mă rog, întreaga structură în cazul de față, la vizual, întreag spațiu se alimenta din terasa, din grădina, din vis. Da, și îți vine să lucrezi, să te retragi. În același timp, vine tot timpul spre noi, vine dragostea asta, oamenilor care participă la mural, care au fost la vizual, oameni care
merg la Brașov Underground Museum și care spun, este ceva incredibil, este ceva foarte frumos, e ceva ce bine, ce bine, face, ce bine că faceți asta. Și așa sunt doar oamenii care îți scriu sau care îți zic asta, dar sunt cei mai mulți, nu se exprimă sau nu ajung la tine, dar simți că e bine, simți că e foarte mult bine și asta ne încarcă doar dorința asta de a da înapoi, suntem da. Cumva... E practic feedback pe care fiecare artist îl vrea și are nevoie. Da, da. E cumva o hrană sufletească, emoțională, da. Asta ne încarcă și noi, la rândul nostru, suntem artiști și doar făcând la mural. La mural pentru noi e o lucrare de artă, dacă vrei. O lucrare complexă, dar e ca o lucrare de artă. Așa. Trebuie să arate bine, trebuie să respecte orașul, trebuie să... Și gândit, practic, toată tematica și cum așezi piesele în cadrul unei tematici, e până la urmă o muncă pe care o face un artist, nu ți-o face nicio instituție publică. Da, exact. Hei, ce faci? Noi ca societate, așa, noi ca societate românească, trebuie să, și ca oraș, trebuie să reglementăm sau și trebuie să reflectăm mai mult asupra relației între administrație și ce face societatea civilă și ce face mediul privat. Nu ar trebui să avem atâtea pretenții, noi încărcăm administrația cu atâtea pretenții și dorințe și hey, ar trebui ei să facă. Nu cred că primăria ar trebui să se priceapă la toate aspectele vieții. Și să curatorieze mai ales evenimente. Exact, ar trebui să se ocupe strict de administrarea proprietății publice și a banului public, dar mai departe, oriunde se poate, ar trebui să dea diferitelor segmente din oraș resursele și oportunitatea să creeze și să facă ceva. E și, în general, și în societatea românească, avem o pretenție prea mare de la stat. Cred că statul ar trebui să... doar să aloce bani așa și să-și găsească parteneri de încredere și mediul privat sau mediul civil fac de multe ori o treabă mult mai bună, cu resurse mult mai puține acolo unde intervin. Și cultura e genul ăsta de loc, pentru că nu se fac mulți bani. Engine-ul, drive-ul oamenilor, motivația oamenilor e alta decât cea financiară. E una... de creație. Nevoie de a comunica, de a crea, de a te exprima. Nu știu, o nevoie pe care nu o găsești la funcționari sau la instituții de statul. Dincolo de asta, mi se pare că în discuția pe care am avut-o, cumva e și întrebarea, sau deși n-am pronunțat-o până acum, e ce fel de oraș vrem să avem. În ce spațiu și cum am vrea să fie acest spațiu, să ne placă, să trăim și ce dimensiune ar trebui să aibă el. Și partea asta e de creativ, inovator, artistic, cultural, care îți dă o stare de bine până la urmă. E... Nu este Brașovul, niciunul dintre cuvintele pe care le-ai spus. Uneori aspiră, sau unele categorii aspiră, dar Brașovul este conservator, liniștit, somnoros, da, supărăcios. Orașul se închide seara. Da, la 10. Se închide foarte devreme, da. Și trebuie să ne gândim exact cu toții. Ce facem? Centrul ăsta istoric este al celor care locuiesc, sau este în el, sau este al tuturor brașovenilor și turiștilor? Noi credem că este al tuturor. Noi credem că e un patrimoniu mondial, dacă vrei, și toată lumea trebuie să aibă acces la el. Pentru că e un spațiu frumos și nu trebuie rezumat exclusiv la un interval orar sau la... Chiar este proprietatea acolo.
Brașov chiar este, putem să zicem și istoric, chiar este un oraș mondial, sau mă rog, cel puțin european, da. Și datorită influențelor de-a lungul timpului. Avem Imperiul Austro-Ungar, am avut și ceva Imperiul Otoman pe aici care ne-au bătut la porți, nu tocmai cu gândurile cele mai bune. Și practic voi prin Amural și prin evenimentele acestea aduceți iarăși o dimensiune internațională prin artiștii pe care aduceți și prin oamenii care vin și fac instalații și performance-uri și aduc artă și practic mențineți cumva dimensiunea multiculturală și atunci automat răspunsul ar fi Brașovul este al tuturor, nu doar al unora, nu e nici doar al comunității culturale, așa cum nu este nici doar al celor care locuiesc în el, chiar dacă locuiesc de o viață. Sunt multe de construit. E o întrebare foarte bună. Ce ne vedem despre Brașov? E o întrebare pe care trebuie să ne punem mereu. Și e o întrebare pe care o formulăm în diferite feluri tot timpul. Și uneori încercăm să și răspundem. Practic cu poezia orașului, asta spunem, că este un oraș de poem, un oraș de poveste, dar e un oraș de poem. Îmi place că ai zis de poem și nu de boem. Da. Da. Dar e drive-ul vostru ăsta. Este orașul, într-adevăr, orașul favorit al multor oameni. Este minunat. E un loc minunat în care să te naști să trăiești. Și merită mai mult conte, mai multă substanță, mai multă viziune. Și viziunea asta nu trebuie să vină dintr-un singur loc, nu trebuie să vină de la autorități sau de la exclusiv de la politicieni sau de la funcționari, sau trebuie să vină din toate păturile orașului. Și da. Ce ar fi mișto să știm că Brașovul e un loc în care te poți duce și poți crea. Asta ar fi, să zicem, un obiectiv așa pe termen lung. Viziunea noastră pentru Brașov este ca la finalul muncii noastre oamenii să zică merg la Brașov pentru că este un loc în care sunt inspirat și pot să creez. Este un loc frumos pe care brașovenii îl păstrează frumos și unde eu pot să creez. Pentru că poți crea aici. Este un loc care este estetic frumos, este armonios, este cultural interesant și asta e de fapt patrimoniul nostru, asta e moștenirea. Noi suntem acolo pe deasupra turnului alb, ne furăm singur căciula, că da. Intervenim exact în armonia asta pe care ne-a lăsat-o trecută. Acum e cu de toate. Ce când vii și te așezi pe partea asta de creație, nu mai e suficient fotografia sau, nu știu, desenul, pictura făcută la Biserica Neagră, pe care o prinzi într-un cadru, dintr-un unghi personal, ci te așezi pe ideea că știi că aici au fost anumiți artiști cu care rezonezi, care a creat, care a desenat, cântat sau, mă rog, fiecare artist cu arta lui. Știi? Și poți să stai și tu personal, individual, să te alimentezi cumva artistic creator și să-ți hrănești cumva dimensiunea asta care de multe ori ne lipsește și în lipsa ei rămânem cu nu știu, cu cearta, tot felul de conflicte sau la interioare. Conflicte foarte mici, așa, și cu niște, un discurs foarte agresiv și mărunt și în asta de fiecare zi, de lucră ceartă, așa, și uităm de lucrurile importante. Și pentru noi e o dovadă de mare focus, 7 ani să facem munca asta care este aproape neretribuită, este, ca zis,
motivația vine din altă parte. E extraordinar că a reușit să rămânem focusați 7 ani pe obiectivele astea și să strângem și mai multă echipă, și mai mulți oameni, și mai multe echipamente și să ne facem o rețea de artiști. Doamne, sunt prietenii noștri, sunt sute de artiști din lumea asta care sunt prietenii noștri, care abia așteptă un semn de la noi să vină aici, să revină la Brașov, fac lucruri inspirate de Brașov sau inspirate de momentul în care a fost aici. E extraordinar faptul că putem să fim prezenți în viața lor, noi, edificiile medievale, pădurile și ăsta frumos care este Brașov. Că e un mix superb, Brașovul. Și practic voi oferiți prin amural, că nu doar amural, că ați avut mai multe evenimente de-a lungul timpului, oferiți un spațiu de dialog, de un dialog deschis, care este de dimensiunea orașului, asta este important. Spațiul pe care îl creăm noi și pe care îl dorim are dimensiunea orașului. Nu că lucrurile mai mici nu, da, sau întâlnirile personale sau concertele cu 200 de oameni de la Visual nu ar fi speciale, dar cel puțin o dată pe an trebuie să vorbim și să ne întâlnim la nivelul orașului și să ne jucăm ca pe o mare hartă de Monopoly în care un artist ia un bastion, artist ia un turn și să cucerim cetatea cu arte, deci să cucerim cu pace, cu iubire, cu prietenie, ceea ce înainte era construit pentru război. Da, 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 exact. Și practic toate acestea vor rămâne ca patrimoniu pe de o parte, dar pe de altă parte ca arhivă culturală pe care oricine din lumea asta, nu doar din Brașov, o poate studia dacă vrea să își încerce mâna sau să intre pe o ramură a culturilor și mai ales pe zona asta de tehnologie. Da. Sunt oameni care ar putea fi aduși înspre artă sau prin artă ar putea fi aduși către tehnologie. Da, doar că singura metodă de a te expune efectiv este prezența la festival. Da. Lucrurile care rămân înregistrate sunt foarte puține. 1% din lucruri rămân surprinse în fotografie, video, documentar, ce vrei, text și așa mai departe. Singura metodă de a te îmbiba de a simți activitatea artiștilor este să vii, să intri în ele, să intri în turnul, să intri într-o proiecție, să te joci cu instalația interactivă, să citești eticheta, să vezi ce am vrut să zic, dacă e o etichetă, da, da, da. De ce la un tot nu e. Să vezi ce am vrut să zic, de ce au făcut efortul ăsta, de ce stau în pădure de 2 săptămâni. Da, sau la marginea. Vreau să zic că aici, strada asta e, da, urmează să fie Street Delivery în Brașov și sperăm să se realizeze proiectul ăla de transformare în zonă pietonală, care ar închide, practic, inelul circular pietonal în jurul cetății. Ar da un spațiu în plus? Clar, ar da un spațiu în plus și pentru noi, așa, pentru viziunea noastră de parc cultural, ar închide, practic, inelul pietonal și ar permite oamenilor să circule de jur împrejurul cetății, nestingheriți, dacă vrei. Da, și ar închide toate zonele. E cumva singura zonă care e foarte aglomerată și cu trafic de mașini. De aici înțeleg lucrurile. Pasajul, pavajul, oamenii, copacii, banca, ridurile precise. Zidurile zbănuite de crăpături, care nu există. Nu e exclus să se năruie totul. Nu e exclus să prospere. Să identifici de pe balcon toate lucrurile din zare, unde îți mai amintești că te atingi cineva. Să trasezi așa în minte, cu linii strâmbe, ca un copil,
o topografie a fericirii.